nu sunt ceea ce mi s-a întâmplat, sunt ceea ce aleg să devin. Carl Jung. Realitatea tristă a celor mai multe ființe umane este tocmai asta. Majoritatea oamenilor cred că sunt rezultatul evenimentelor care li s-au întâmplat. Cei mai mulți își identifică propria valoare cu trecutul lor, cu realizările lor, cu modul în care sunt priviți de alți oameni. Însă nimic din toate acestea nu suntem. Suntem, după cum spune Jung, ceea ce alegem să devenim. Suntem întotdeauna la doar o decizie distanță de o viață complet diferită. Ceea ce ni se întâmplă nu este niciodată o alegere, însă modul în care alegem să ne simțim în legătură cu tot ceea ce ni se întâmplă este întotdeauna alegerea noastră. Felul în care vom răspunde circumstanțelor vieții este o alegere. Cum alegem să ne comportăm în fiecare moment, inclusiv în fața greutăților, va determina calitatea vieții noastre. Lăsați-vă trecutul în urmă și decideți, astăzi, acum, cine vreți să fiți, de acum înainte. Până când nu faci subconștientul conștient, îți va conduce viața și tu îl vei numi soartă. De ce mi se tot întâmplă lucruri rele? Unii ar spune. De ce îmi tot apar în viață același tip de oameni, negativi? Inconștientul, sau mai degrabă subconștientul, controlează aproape întregul comportament uman. Se spune că aproape toată activitatea cerebrală se desfășoară la nivel de subconștient. Problema este că majoritatea oamenilor nu înțeleg acest principiu de bază și, prin urmare, își conduc viața pe pilot automat, repetând aceleași reacții, răspunsuri și, adesea, repetând aceleași probleme. Einstein a spus: nebunia înseamnă să faci același lucru în mod repetat și să te aștepți să obții alt rezultat. Până când nu-ți vei schimba reacțiile, răspunsurile și acțiunile pe care ți le-ai condiționat în mod inconștient, nu vei vedea alte rezultate în viață. Până când nu vei afla de ce te comporți într-un anumit fel, nu vei putea niciodată să te comporți mai bine. Până când nu vom învăța de ce ne simțim în mod constant într-un anumit fel, nu vom putea niciodată să ne simțim mai bine. Trebuie să faci un pas înapoi și să-ți examinezi viața, să te examinezi pe tine, ce sentimente, comportamente, obiceiuri și acțiuni funcționează pe pilot automat. Ce poți scoate la lumină, la nivelul conștientului tău, a prezenței tale? Și dacă reușești să aduci aceste lucruri la suprafață, îți poți începe schimbarea acestor obiceiuri în mod conștient. Îți poți reprograma aceste noi sentimente, obiceiuri și comportamente cu ajutorul repetiției și le poți introduce în subconștient sub forma unui nou program. Obiceiuri mai bune, reacții mai bune, rezultate mai bune. În măsura în care putem discerne, singurul scop al existenței umane este acela de a aprinde o lumină pentru înțelegerea întunericului propriei ființe. Chiar și o viață fericită nu poate fi lipsită de o măsură de întuneric, și cuvântul fericit și-ar pierde sensul dacă nu ar fi echilibrat de tristețe. Este mult mai bine să iei lucrurile așa cum vin, cu răbdare și echidistanță. Cel mai mic dintre lucrurile cu un sens valorează mai mult în viață decât cel mai mare dintre lucrurile fără el. Fără contrastul tristeții, fericirea nu ar exista. Fără întuneric, nu ar exista lumină. O viață fericită, așadar, nu înseamnă o viață lipsită de tristețe, suferință, eșecuri sau probleme. O viață fericită, o viață completă, este o viață care are sens. Chiar dacă ai avea la dispoziție toți banii din lume și toate bunurile materiale pe care ți le-ai putea dori, tot nu ți-ar garanta fericirea și, cu siguranță, nu ți-ar da niciun sens. Nu ai nevoie de lucruri, de bani sau de posesiuni pentru a da sens vieții. Și totuși, sensul îți asigură o viață abundentă. Cu sens și scop în viață, poți face față fără teamă,
provocărilor inevitabile ale vieții. Cu sens și scop în viață, poți renunța la trecut și poți începe să crezi în ziua de mâine, pentru că există întotdeauna un viitor mai luminos spre care să tinzi. Sensul și scopul îți dau motivul de a te trezi dimineața și entuziasmul de a-ți continua ziua. Scopul pentru care trăiești aprinde o lumină în întunericul ființei tale. Descoperă cine ești, dezvoltă-ți o viață cu sens și scop și acceptă fiecare provocare inevitabilă care apare în calea vieții tale. Totul depinde de modul în care privim lucrurile și nu de cum sunt ele în sine. Tot ceea ce ni se întâmplă în viață nu reprezintă realitatea, ci mai degrabă o interpretare a noastră. Permiteți-mi să mă repet, tot ceea ce se întâmplă în viață nu reprezintă realitatea, ci interpretarea voastră asupra realității. De exemplu, într-una din cele mai bune zile ale tale îți apare o provocare, iar tu o abordezi cu prezență, încredere și competență. Apoi, provocarea dispare. Poate chiar se transformă într-o binecuvântare, care aduce cu sine un nou mod de înțelegere. Sau, într-una din cele mai proaste zile ale tale, apare aceeași provocare. Reacționezi cu furie, inconștient, iar provocarea se transformă într-o problemă și mai mare. Și, în consecință, îți afectează viața și pe cei din jurul tău, într-un mod mult mai amplu, nu atât de plăcut. Ce s-a întâmplat? A fost aceeași provocare. Totul depinde de modul în care privești lucrurile. Cu toții am trăit astfel de momente, probleme care au escaladat din cauza reacției noastre, provocări care au dispărut datorită reacției noastre. Nu contează cum sunt lucrurile, ci cum le vedem noi. Putem vedea frumusețea în orice și nefericirea în orice. Adevărata întrebare este, tu ce alegi să vezi? Să gândești este dificil, de aceea majoritatea oamenilor judecă. Trebuie să facem un pas înapoi și să ne surprindem pe noi înșine în timp ce judecăm. Iar acest lucru nu este ușor, deoarece cu toții vrem să ne considerăm niște ființe umane bune și este foarte probabil să fiți, însă trebuie să vă asumați responsabilitatea pentru judecarea voastră, la fel ca oricine altcineva. Pentru judecarea oamenilor, lucrurilor, circumstanțelor. Tu cum judeci? Pe cine judeci? A existat vreodată un moment în viața ta în care ai judecat o persoană sau o situație și apoi ți-ai dat seama că te-ai înșelat complet? Cred că toți am avut această experiență. Nu ar trebui să judecăm niciodată o persoană sau o situație atunci când nu există elemente concrete. Dacă nu știm, trebuie să acceptăm că nu știm și să avem cele mai bune așteptări. Doar noi suntem cei care alegem cum vedem totul. Și orice poate fi văzut prin prisma pozitivității și a optimismului, dacă aceasta este intenția noastră. Faceți-o intenția voastră. Mai puțină critică, mai mult optimism. Mai puțină negativitate, mai multă pozitivitate. Mai puțin dispreț, mai multă admirație. Viziunea ta va deveni clară doar atunci când vei putea privi în inima ta. Cine se uită în afară, visează. Cine se uită înăuntru, se trezește. Cei care se uită în exterior, la alții, la societate, pentru a afla cum ar trebui să se comporte sau să se integreze în lume, sunt pierduți într-un vis, poate chiar un coșmar. O viață trăită nu în mod autentic, ci așa cum percep ei că va fi cel mai acceptabil după standardele societății. Trezirea înseamnă să privești în interior, să te uiți în propria inimă, să ai încredere în intuiția ta și să fii suficient de curajos pentru a-ți trăi viața așa cum crezi de cuviință. Să nu-ți pese de opiniile și judecățile celorlalți, concentrându-te doar pe viața care te luminează, tu, cel autentic, trăind viața ta autentică. Asta înseamnă o viață trezită, adevăratul tu trăind în libertate față de toate așteptările și opiniile exterioare. Cunoașterea propriului tău întuneric este cea mai bună metodă de a face față întunericului altor oameni.
Atunci când vom începe să înțelegem, din poziția unei adevărate smerenii, că toți suntem capabili de întuneric și că întunericul este în noi toți, doar atunci vom putea empatiza cu modul în care acționează ceilalți. Înțelegând că fiecare face tot ce poate mai bine, ținând cont de împrejurările pe care le-a primit în viață și conștientizând că, dacă ar fi știut mai bine, ar fi făcut mai bine. Cu toții am făcut greșeli și cei mai mulți dintre noi, atunci când am dat-o în bară, am știut cum e mai bine să procedăm, așa că am făcut mai bine. Nu am mai vrut să-i rănim pe alții sau pe noi înșine prin comportamentul nostru. Am învățat lecția și am mers mai departe. Pentru cei mai mulți oameni, întunericul nu rămâne prea mult timp în preajmă. Și acest lucru ar trebui să ne dea puțină compasiune față de ceilalți, știind că și noi am făcut greșeli și că nimeni nu este perfect. Poate că în aceleași circumstanțe ale vieții nu ne-am fi descurcat mai bine decât celălalt. Poate că dacă am trece prin ceea ce au trecut ei, nu am avea instrumentele necesare pentru a ne descurca mai bine decât o fac ei. Însă acest lucru nu înseamnă că trebuie să aprobăm orice tip de comportament, ci să înțelegem faptul că niciun copil nu s-a născut malefic sau cu intenții rele. Tot ceea ce ne irită în legătură cu ceilalți ne poate ajuta să ne înțelegem mai bine pe noi înșine. Tot ceea ce te irită la altul se află probabil în tine sau în umbra ta. Acestea sunt lucrurile de care ne temem cel mai mult că vor ieși din interiorul nostru. Este un fel de oglindă a propriei tale personalități. Ceea ce te irită la alții te poate învăța lucruri importante despre tine însuți. Acordă mai multă atenție aspectelor care te irită la ceilalți. Poate că există ceva la care poți lucra și tu. Acolo unde domină iubirea, nu există voință de putere. Iar acolo unde predomină puterea, acolo lipsește iubirea. Una este umbra celeilalte. Și cât de mult avem nevoie de mai multă iubire și mai puțină putere în lumea în care trăim astăzi? Căutarea nesfârșită a puterii și a controlului este cauzată de lipsa iubirii, de lipsa conexiunii și a empatiei față de ceilalți. Întrebați-vă, cum puteți renunța la propria nevoie de putere și control, fie chiar și puțin? Și cum puteți aduce mai multă iubire, compasiune, înțelegere și dăruire în lumea în care trăiți? Nu putem schimba ceva până când nu acceptăm acel lucru. Condamnarea nu eliberează, ci asuprește. Tu ești ceea ce faci, nu ceea ce spui că vei face. Într-adevăr, trăim într-o astfel de lume, în care mulți oameni vorbesc prea mult și acționează prea puțin. Așa cum spune Young, ești ceea ce faci, nu ceea ce spui că vei face. Nu trebuie să spui lumii sau să spui cuiva despre planurile tale. Poți să le arăți prin acțiuni, prin rezultatele tale. Acesta este, în cele din urmă, modul în care suntem judecați cu toții, în funcție de felul în care ne manifestăm în fiecare zi. Cine suntem, ce facem, niciodată ceea ce spunem că suntem sau ceea ce vom face. Așadar, mai puțină vorbărie, mai multă acțiune. Lasă-ți nevoia de validare în urmă și fii cine intenționezi să fii, făcând ceea ce vrei să faci și lăsând oamenii potriviți să apară în viața ta, datorită acestor alegeri.